Zilele acestea, călătorii cu mijloacele de transport au văzut niște aparate noi montate în autobuzele TPL. Este vorba despre noile validatoare de bilete. În fiecare autobuz vom găsi două asemenea aparate. Este unul în mijloc și unul la intrarea din spate. Iar aici putem valida biletele, atât cele nominale cât și cele nenominale, adică abonamente sau bilete de o zi. Sau de o călătorie, depinde cum se cumpără. Și aceste noi bilete care vor putea fi validate la aceste aparate, de unde vor putea fi procurate? Se pot achiziționa de la automate care vor fi amplasate în stații sau de la ghișee. La sediul autobazei electrice din Burtujeni au fost livrate și alte echipamente care vor fi configurate și montate. Este vorba despre sistemele de eliberare electronică a biletelor de călătorie care vor fi amplasate în 22 de stații din municipiul Suceava. Cu ajutorul camerelor de supraveghere montate în municipiul Suceava, în stațiile de autobuz și chiar în autobuze, prin acest proiect cu finanțare europeană, dispecerii vor putea supraveghea în permanență traficul transportului public local, iar în stații vor fi afișate informații despre rutele de transport public și timpul de sosire al autobuzelor. Dispecerat, în partea din spatele meu vom avea avem un videoul pe care vom vedea camerele din oraș pentru a putea monitoriza îndeaproape autobuzele. Acest lucru făcându-l dispecerii și șefii de coloană care vor lucra la aceste birouri. Și tot pe aceste monitoare vor putea vedea în timp real și o hartă vectorială sau liniară cu poziția lor în timp real. Și în felul acesta vor putea estima eventual în cât timp vor ajunge în următoarea stație, vor putea da comandă, că oamenii se interesează în special de această componentă, poate mai puțin de ce e în spate și cum se întâmplă, ci dacă vor putea să vadă, nu știu, ca la metrou, că urmează să vină autobuzul 4 în stația cu tare în 3 minute. În majoritatea stațiilor vor fi montate panouri LED, care afișează timpul în care ajunge linia X, și linia Y. În același timp, dispecerii, urmărind panou, videoul, pot să observe dacă sunt blocaje în trafic sau un autobuz mai aglomerat decât trebuie și în felul acesta poate să gestioneze mult mai bine traficul, public local. Aceste investiții sunt parte din proiectul Sistem Integrat de Transport Public Ecologic în municipiul Suceava și ar putea să fie funcțional la începutul anului. Noi acum facem teste chiar și astăzi și sperăm că la începutul anului viitor să putem să ne folosim de el 100%. În cadrul proiectului cu finanțare europeană au fost aduse la Suceava 42 de autobuze electrice și a fost amenajată autobaza care asigură condiții de staționare, încărcare și întreținerea mijloacelor de transport public. Prin același proiect au fost montate 54 de stații de autobuz. Valoarea contractului de finanțare este de peste 116 milioane de lei, din care 85% reprezintă finanțarea europeană, 13% finanțare de la bugetul de stat și 2% contribuția municipiului Suceava.